cartea plângerile lui Ieremia, cum, când dragostea adevărată așteaptă să citim din plângeri, e cam dificil, nu? Dar uite că de aici trebuie să citim. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 26 și 27, pagina 800, versiunea Dumitru Cornilescu a Bibliei. Bine este să aștepți în tăcere, ajutorul Domnului. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. Și pentru că toți știți citi și sunteți și vii, aveți și diplome majoritatea, haideți să citim aceste două versete cu toții cu voce tare, da? O să vă ajut prin asta să rostiți cuvântul Domnului azi măcar două versete cu propria voce. Aveți grijă că dacă văd o pereche de buze prin măști care nu se mișcă, repetăm. Da? Haideți. Trei doi Și bine este, aștepți în tăcere, ajutorul Domnului. Este bine pentru om? Amin. Vă invit să vă preocupați locurile. Înainte să se răspundă la întrebări, am pregătit ca și linii generale când așteaptă corect dragostea. Și pentru că în această seară sunteți de diverse vârste, o să încerc să mă adresez la fiecare vârstă în parte. Și am vrea să observăm că, în primul rând, când e vorba de a aștepta dragostea, trebuie să fim foarte atenți că ne referim la acel moment în care trebuie să aștepți să ajungă sau să vină vremea. Un lucru făcut la un timp nepotrivit se transformă, chiar dacă a fost bun, într-un lucru rău. Nu orice lucru bun, făcând, făcându-l oricând, e și bun. Spre exemplu, dacă vrei să conduci o mașină și te trezești tu ca băiat că știi să conduci și vrei să conduci la 15 ani, are tot dreptul polițistul să te oprească pe dreapta și are voie să vină și cu gilofarele după tine. Tu ai vrut să faci un bine, ai vrut să-ți duci pe cineva drag, nu știu unde, poate chiar la spital, era o urgență. Dar uite că ai făcut un lucru bun la o vreme nepotrivită. Nu era timpul pentru asta. Și uite, așa, una peste alta, o să te trezești cu niște consecințe, nu vă spun care, că voi nu aveți idei de genul ăsta, da? Adică vreau să spun că dragostea adevărată așteaptă să ajungă la vremea potrivită pentru a se derula. Și când spun asta, mă refer într-un mod special la adolescenți. Rețineți ce vă spun, marea majoritate a societății voastre în care trăiți voi, a anturajului, vă spune altceva. La ora actuală, în Cluj-Napoca, rata imoralității sau vârsta de la care începe imoralitatea undeva la 14-15 ani, în școlile din Cluj-Napoca, nu vorbesc de alte țări vorbesc de America, de Europa, de Olanda, de... Nu, 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 în Cluj vorbesc. Și pentru că marea majoritate a prietenii voștri, da? Marea majoritate, dacă sunteți fete, ale colegilor voastre ca fete, deja nu mai așteaptă, nu mai au timp să aștepte. Marea majoritate a băieților încep să-și povestească aventurile lor da? Bineînțeles că foarte criptat, să nu se știe în exterior, dar au fiecare dintre ei care nu-l cunosc pe Dumnezeu, marea majoritate, repet, istoriile lor, sunteți tentați să nu mai așteptați. Rețineți că un lucru bun făcut la un timp nepotrivit se transformă într-un lucru rău, în exclusivitate rău. Așadar, rețineți că dragostea adevărată așteaptă să ajungă la vremea potrivită pentru a se derula. Da? Aș vrea să mai subliniez un fapt și anume, când vorbim despre dragoste adevărată așteaptă, ne referim la faptul că dragoste adevărată așteaptă aprobarea divină. Foarte mulți oameni au intrat pe interzis în domeniul relațiilor. Adică, ce înseamnă asta? Nu neapărat că și-au ales o persoană răufamată, neîntoarsă la Dumnezeu, fără de o relație personală și specială cu Domnul Isus Hristos, nu. Le-au trecut toate criteriile astea. Însă, au început, au început fără să le dea acordul Dumnezeu. N-au primit aprobare divină pentru a intra într-o prietenie care avea să se sfârșească, după părerea lor, în căsătorie. Eu sunt penticostal până mă doua oaselor și dacă mă tăieți, iese penticostalismul din mine cu ghilimele de rigoare. Adică nu puteți să spuneți mie voi că voi puteți să decideți fără Dumnezeu și să vă meargă bine. Nici din greșeală nu se întâmplă Dacă Da, că vă merge binișor, că ajungeți cumva la un mal sau la un liman, asta e altceva. Rețineți ce vă spun. Dragostea adevărată așteaptă aprobare divină. Pentru ca să intri într-o relație de prietenie ca băiatul, trebuie să ai un acord divin. Poți merge pe care naturală. Însă lucrurile pe care le faci într-un mod natural vor fi naturale. Nu te aștepta să intervină supranaturalul, că s-ar putea să-ți dea peste cap planurile. Reține ce-ți spun în seara asta, ca să poți să spui că cu adevărat a intrat corect într-o relație de prietenie, trebuie să ai acordul lui Dumnezeu. Aprobare divină pentru prietenie. Și asta e într-un mod special pentru băieți. Pentru că, așa cum spuneam și în celelalte lecții, băieții au responsabilitatea să se uite înspre o fată, să le rămână în cap una singură și, când le rămas una singură în cap, să ceară acordul din partea lui Dumnezeu dacă fata aceea este special destinată de cer pentru el. Dacă merge pe încercate, e lucru manual. Să se aștepte la lovituri, să se împungă cu acul, să curgă sânge, cu glimele de rigoare și multe alte lucruri. Al treilea lucru legat de dragostea care adevărat, adevărată care așteaptă este referitor la faptul că fata trebuie să aștepte ca băiatul să-i se adreseze. Pentru fete așteptarea asta nu e simplă. Băieților, un pic am stați pe starea de să n auzi, da? Un fel de surd. Pentru fete, așteptarea nu-i simplă. Dar rețineți că dragostea adevărată așteaptă. Dragostea falsă încearcă. Dragostea falsă creează scenarii. Dragostea falsă îi calcă în picioare la băiatul ăla, îl calcă și îl enervează, efectiv. Îi intră sub piele într-un mod greșit, vorba românească. Mare atenție! Când ne referim la dragostea adevărată care așteaptă, Biblia zice: bine este să aștepți în tăcere. Asta înseamnă să-ți blochezi SMS-ul, asta înseamnă să nu mai butonezi pe WhatsApp, Telegram, Signal, nu fac reclamă la ele. Asta înseamnă să te oprești. Și până când un băiat nu ți s-a adresat, te să aștepți. Pentru că dragostea adevărată așteaptă adresarea unei întrebări. Țineți minte un principiu, niciodată dragostea adevărată nu va răspunde la o întrebare neadresată. Niciodată. E dificilă așteptarea asta, e uneori cu rugăciuni accentuate, e cu dorințe neîmplinite, dar așteptarea celor neprăniți, spune cartea Proverbe, va fi doar bucurie. Cunosc fete care au așteptat timp de 30 și ceva de ani, adică până la 30 și ceva de ani, și când Dumnezeu le-a trimis băiatul care era pentru ele, fiecare dintre ele cât un băiat, și-au dat seama și-au tras următoarea concluzie, s-a meritat să aștept. Mă gândesc ce s-ar fi întâmplat dacă aceste fete, sau o parte dintre ele măcar, ar fi intrat într-un mod greșit într-o direcție greșită, într-o zonă nebiblică sau poate chiar neprogramată de cer, că poate fi totul în regulă din punct de vedere evanghelic, scriptural, dar să nu fie voia lui Dumnezeu. Și ce remușcări ar fi avut sau ce pierderi? Rețineți, stimate surori, adolescente, tinere, dragostea adevărată așteaptă adresarea unei întrebări. Băieților, prea mult stați unul dintre voi și puneți o dată întrebarea dacă e momentul, da? Nu așteptați că nu trebuie, că Biblia nu zice să aștepți nonsens sau la infinit. 4. După ce ai intrat într-o relație de prietenie, trebuie să înțelegi că dragostea adevărată așteaptă acreditarea unor relații fizice, acreditare care poate să fie oferită în exclusivitate prin căsătorie. Ați început să fiți prieteni, da? Să zicem că e cazul ăsta. Ați intrat în relația de prietenie, deja vă știți foarte bine, sau destul de bine, că foarte bine trec ani, zeci de ani și nu te știi chiar foarte bine, te știi destul de bine. Știi că știi multe despre persoana aceea pe care o iubești. Ai mare atenție că dragostea adevărată așteaptă. Când băiatul vrea neapărat să pună mâna pe fată, să o atingă, să țină minte ce-i spun în această seară și ce-i spune Biblia. Dragostea adevărată așteaptă. Așteaptă acreditarea unor reacții care pot fi acreditate în exclusivitate prin căsătorie. E dificil când vine momentul ăla, dar așa cum spuneam și în celelalte lecțiuni, așează-te în voia lui Dumnezeu și nu-ți crea singur probleme. Dacă nu te doare capul, nu te ajută singur să te doară. Rețineți că dragostea adevărată așteaptă să vină timpul potrivit, vremea, să ajungă vremea aia. Numai de vreme. Pentru că un lucru bun, făcut la un timp nepotrivit sau rău, se transformă într-un lucru rău. Rețineți că dragostea adevărată așteaptă aprobarea sau acordul divin pentru a intra într-o prietenie. N-a existat caz cu care să vorbesc, care să fi ajuns la probleme și să nu fi zis, cel puțin, la primul punct am greșit, adică am intrat prea devreme. Adică nu era normal eu ca fată la 16 ani s iubit. Nu era normal. Și ce vă spun acum, au spus fetele care au intrat prematur într-o relație de prietenie și au ajuns să dea de greu. Unele dintre ele chiar de foarte greu. Alții care au trecut la pasul 2 și n-au primit aprobare divină, au zis așa: greșeala noastră a fost că nu ne-a interesat în adevăratul sens al cuvântului, cu seriozitate. Ce zice Dumnezeu despre asta? Acum eu trebuie să vă spun ceva. Știți bine cum se spunea, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu omniscient. El știe ce se va întâmpla cu persoana la care tu te-ai uitat, în vederea căsătoriei, peste 20 de ani. El știe ce se va întâmpla cu persoana aceea peste 4 ani de la căsătorie. Și Dumnezeu care e omniscient trebuie să-i dai voie să-ți controleze viața în așa manieră încât să-i spui, Doamne, tu, care știi tot despre mine, despre codul meu genetic, ADN, configurație corporală, mod în care mă exprim, temperament, caracter, tot despre mine știi, Doamne. Și te rog frumos, spune-tu, dacă persoana aceea e pentru mine, e în planul tău suveran. Fetelor, așteptați adresarea unei întrebări la care aveți acordul să răspundeți cu da sau nu. Însă sfatul meu este să nu răspundeți dintr-o dată. Și băieților, dacă fetele vă răspund din toată, să nu le lați în seamă răspunsurile pripite. Și nu-i greșit să mai bați la ușă la care ai bătut și să o închis ușa aia. Pentru că s-ar putea să o fi închis pentru că eu fost rușine. Sunt fete rușinoase. Nu le dacă știați. Sunt fete care, oricine ar vine, prima te închide. Zice, mă, nu, nu se poate. Nu m-am așteptat, am avut o emoție extraordinară. Serios, chiar s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, s-a întâmplat lucrul ăsta. Și poate s răspuns așa în grabă, nici măcar nu s o gândit la răspuns, așa că ca fată, matur vorbind, cere băiatului voie să-ți dea un timp în care să-i Și tu, ca fată, ca băiat, nu îi lua răspunsul care ți-l dă dintr-o dată. Adresarea unei întrebări, iar după ce a intrat în prietenie, dragostea adevărată așteaptă asta înseamnă nu acceptați lucruri care vă îndepărtează de cer. Și zic, Doamne ajută-ne, adică să vă ajute pe voi, că pe mine m-a ajutat. Lăudați să fie